Nou promovată în Liga a treia de fotbal, Șoimigura Humorului riscă să-și înceteze activitatea din cauza problemelor financiare. Recent, oficialii clubului au căutat sprijin la municipalitatea din Gura Humorului. Primarul Marius Ursaciuc a anunțat că poate asigura doar o treime din bugetul echipei și mai poate pune în continuare la dispoziție stadionul tineretului, care întâmpină însă probleme în îndeplinirea condițiilor de omologare pentru Liga a Pe pagina oficială a clubului Șoimigura Humorului a apărut următorul comunicat. S-a discutat foarte mult în ultimul timp de clubul nostru. Fiecare și-a spus părerea, iar noi respectăm părerile tuturor. Cu toate acestea, noi știind în ce situație suntem de un an de zile, am tot căutat soluții pentru a activa în Liga 3 În acest moment considerăm că nu este normal ca această echipă care ne reprezintă orașul și sportul rege, cu cei mai mulți susținători, să nu fie susținută financiar de administrația locală, cu o valoare modică în comparație cu bugetul necesar. Acest lucru demonstrează exact așa cum am simțit timp de un an că nu suntem doriți. Considerăm că este mai firesc să ne încheiem activitatea decât să continuăm în această situație. Mulțumim încă o dată pentru toată susținerea dumneavoastră, se arată în comunicatul echipei Humorene. Termenul limită de înscriere în ediția 2024-2025 a Ligii a este luni, 15 iulie.